Următoarea întrebare, de la Anișoara Anton. Este important să oferim ulei de pește ca supliment copilului? E bine să-l oferim unui copil de un an, ca exemplu, fără indicațiile medicului? Se oferă în continuu sau se fac careva pauze? Deci, ulei de pește, cum eu înțeleg, aceasta este sursă de omega-3. Ce noi trebuie să știm despre omega-3? Omega-3 sunt benefici pentru dezvoltarea și creșterea armonioasă a copilului, pentru sistemul nervos central, pentru dezvoltarea nervilor, pentru imunitate. Dacă simțiți că copilul are insuficient omega-3 în alimentația sa zilnică, atunci oferiți-i suplimente. La ce trebuie să atragem atenție atunci când alegem produs cu omega-3? Primul, la concentrația de omega-3 în produsul dat, adică citim pe cutie cât în produsul dat este acizi grași EPA și DHA, care este omega-3. Doza zilnică pentru copii este mai mult de 250 de mg pe zi, de acum în diferență de vârstă ea se mărește. Prima. 2. Trebuie să atrageți atenția sau să evitați produsele unde este scris concentrat de omega-3 sau esterii etilici a acizilor grași omega-3. De ce? Deoarece produsele date au fost extrase cu ajutorul alcoolului omega-3 din materie primă. La ce duce aceasta? Aceasta duce la ce? Că dacă copiii consumă așa produsele, în organismul lor se va elibera alcoolul etilic, etanol, care este destul de toxic pentru sănătatea copiilor. Omega-3 nu putem lua continuu, deoarece în ele se conțin vitamine solubile în grăsimi, care au efectul de cumulare. De ce e perioada de administrare a produselor cu omega-3 trebuie să fie 2-3 luni, după aceea o lună, maximum 2, iarăși o pauză. Preferențial, aceste cure trebuie să fie mai ales în perioada de primăvară-toamnă, începutul anului școlar, studenții înainte de examene, unde este supra-solicitarea a sistemului nervos și ca sistemul nervos să fie gata să facă față la aceste provocări. Insuficiența de omega-3 practic este la orice persoană la noi, deoarece dacă analizăm meniul nostru zilnic, noi din alimentele zilnice nu luăm cantitatea necesară de omega-3. În plus, foarte multe alimente conțin grăsimi, dar grăsimile sunt nesănătoase, deoarece sunt rafinate, oxidate, unde concentrația de omega-3 de acum nu este suficientă pentru a aduce un beneficiu organismului copilului. De aceea folosiți alimentele și suplimentele cu omega-3 cu precauții și fiți sănătoși!